UPL vă recomandă Reliance. Bun, am revenit aici la Agricultura, la Raport, în ultima parte a emisiunii noastre din 2021. Vorbeam ce ar mai trebui schimbat, modificat. Poate că eu o să fac un apel încă o dată către reprezentanții dumneavoastră, către formele asociative, să încerce așa să tragă la aceeași căruță și să nu mai vedem fel și fel de lozinci, sloganuri de genul noi ne luptăm, noi facem, noi dregem, noi suntem cei mai buni, aia nu sunt buni. Că eu cred că și în zona asta există loc pentru toate formele asociative și dacă ar reuși așa să-și conjuge un pic eforturile, cred că altfel ar fi luați în seamă și de decidenții politici. Domnul Pan, revin la dumneavoastră. Eu mi-am notat aici câteva lucruri extrem de importante, bun, așa cu liniuță. Tot vine Crăciunul, să-i le spuneți lui Moș Crăciun, da? Să-i le spunem Moș Crăciun acum. Deci, o problemă gravă, astringentă în agricultură, este cadastru agricol. Și eu tot timpul am spus și o să repet ca să vadă că ideea vine de la mine. Cadastru agricol trebuie făcut cu evaluarea terenului, adică cu cartarea agrochimică, care nu s-a făcut de mult. De ce? Cartea agrochimică pe cadastru, legată de cadastru, va aduce o valoare adăugată terenului. Adică reglează și o bursă a terenurilor la preț corect. Așa e. Una este să cumperi un teren în Ialomița, în Călăraș, cu humus sau știu eu, cu pH. Și una e în vas lui, să cumperi unde. Un argilo iluvial sau un luto-argilos. Sau, da? Sigur. De ce? Pentru că nu există trepte de calitate la teren și atunci bursa asta se vinde, am atâtea hectare comasate. Gradul și de fertilitate. Corect. Uite, și atunci fermierul să vinde un teren agricol, cu potențial agricol, la un preț corect. Nu s-a ajuns acum să vândă terenuri de către societăți. Acum mi-am adus aminte că un fond de investiții a cumpărat 3 societăți agricole din Călăraș, 30.000 de hectare, nu? Pe care suprafață comasată de la ADS. De ce? Că a apucat să primească terenul la ADS. Dar nu e corect. Trebuie să existe un preț corect de asta odată, cadastru, cu cartarea agrochimică. Așa cum e și în Ungaria. În Ungaria au coroane. Am 7 hectare de teren de vânzare de 3 coroane, de 4 coroane. Dom'le, ăla care îl cumpără știe dacă vrea să-și facă fermă, tânărul fermier. Sim. Și apare o bursă corectă și reală. Mi-am notat aici subvenția asta pe suprafața asta de înverzire. Dacă 10% fiecare fermier va fi obligat să facă înverzire și nu va primi subvenție pe 10% din fermă, ar fi o nenorocire. După ce că s-au scumpit prețurile, mai ai și 10% din fermă. Pe biodiversitate, ziceți dumneavoastră. Da, de ce să nu avem grijă că avem atâtea pajiște alpine, atâtea zone montane, atâtea suprafețe care pot să acopere la nivel național și să nu acopere la nivel de fermă individuală și să rezolve problema României. Deci asta e o treabă de negociere. O altă problemă pe care mi-am notat-o aici este comasarea terenurilor. Nu o să aducem noi în economia reală, ducem 5% în PIB din agricultură. Nu putem să creștem mai mult. Dacă nu creștem asta, cum se cheamă, producția, să vă dau un exemplu, care este de 3-4 tone la hectar la grâu la nivel național. De ce? Că avem 136.000 de fermieri mari și 730.000 de fermieri mici. N-am nimic cu ei. Dar dacă vom avea o comasare a terenurilor printr-o metodă stimulativă, vecinul meu cu vecinul din stânga, cu vecinul din dreapta, am făcut grupul mic de producători, simplu la primărie, depunem o singură cerere, scutim 700.000 de cereri, dăm de lucru la 7.000 de oameni, mai puțin de lucru și mai mult de gândire, da, mai multă muncă fizică și mai așa, ați înțeles ideea? Atunci lucrurile vor fi, nu dispare de la plată suprafața. Că am văzut în mediul online comentarii, domne, cine sunteți voi să comentați că să ridicați la 3 hectare suprafața? Dom'le, nu este așa. Eu am făcut simularea asta când lucram în minister cu domnul Achim Irimescu și am făcut simulări cum făcea și Danemarca până la 7, 8, 9 hectare. Deci singura problemă este nu că dispare la plată, dispare voturile. Da? Că în loc să ai 700-800 de mii de cereri cu 4 membri în familie care votează, o să ai 200 de mii de cereri și ori 4 se reduce de numărul voturilor, da? Dar o rupem pisica să facem performanță și credeți să ducem că asta producția. Se va întâmpla?
Dumneavoastră spune și acum, vă doriți, am acum, înțeles, fiind, bun, ca să vă ușurez. Nu, dar acum fiind două partide mari, primele două partide mari au posibilitatea să se pună la masă și să rezolve problema asta agriculturii românești. Pentru că asta nu dublează, dar crește cu 30-40% producția în România. Da? Mai vreau să se întâmple de la noul ministru pe care îl cunosc, că mi-a fost coleg când lucra la AFIR, așa, Adrian Chesnoiu, trebuie să rezolve problema depozitării. Dom'le, nu mai trebuie să vândă niciun fermier de la capul locului. Trebuie să existe, de ăsta cum se cheamă, îți dau un voucher, depozitez la domnul Popa, care va primi bani pe voucherul respectiv care îl decontează și eu îmi depozitez producția, că sunt cel mai aproape de silosul dânsului, dacă îmi dă la, Dumnezeu. La dispoziție, da, să depozitez acolo. S-a încercat cu certificatul de depozit, mă duc la bancă. A fost. Dar domnule, dar să funcționeze. De ce prima casă funcționează și e un succes și primul depozit nu? Da. Mă duc la bancă, uite domne, am acolo 1000 de tone. Dă-mi credit pe el că vreau să-mi cumpăr inputul să... Da? Și corect. Îmi vând ăia. Și cine plătește depozitarea? Voucherul, subvenția de la stat. Da? Bine ar fi. Da. Convinți domnul Popa, deci aici e bine. Are bun. Da, domne, dar rezolvă problema, nu mai vindem materie primă de la capul locului. De ce? Eu care știu că am unde să depozit. Ce-i cu inputuri? Domne, eu care știu unde am... Că am posibilitatea să depozitez, chiar dacă n-am silos, depozitez cu chirie, subvenționat de stat, atunci eu nu mai fac greu de furaj. Știu și eu să fac o tehnologie mai bună, dacă nu știu, apelez, citez, mă documentez și fac un greu cu indici de panificație. Și atunci dacă îl țin acolo la dânsul și costul mi-e subvenționat, pot să-l vând atunci când prețul e cel mai bun la mori. Și nu trebuie să-l vând totodată. Bun, mai departe. Tranzacția societăților agricole. E un semn de întrebare. Doar am ridicat-o. Nu o să dezvolt subiectul. Dar trebuie gândit de acum și văzut. Că așa s-a întâmplat și cu terenurile. A început o tranzacție cu fondurile de investiții care cumpără societățile agricole din România. Dar trebuie să vedem ce se întâmplă cu ele, când le revând. Le revând, nu le revând. Le capitalizează. Este o concurență loială pentru societățile care rămân nevândute. Poate și alții ar vrea să le vândă. Trebuie să fim un pic... Să luăm în atenție tranzacția societăților agricole. Că se tranzacționează practic societățile care au teren de la DS. Corect? Mai departe. Fondurile de investiții. Fondurile de investiții în România au reglat piața funciară. Deci trebuie să găsim o metodă de finanțare a fermierilor pe termen lung, cu un credit de 20-25 de ani, care să bată aceste investiții. De ce? Fondul de investiții poate să facă o agricultură performantă în România, corect? Că vine și decolmatează canale de irigație, au forță. Foarte bine că fac treaba asta. Dar ce fac cu vecinului care rămâne într-o situație în care nu mai poate să fie la fel de performant și care pleacă cu terenul în anul următor când se realizează contractul? Se duce la fondul de investiții cu terenul. Și vecinul meu, care este o firmă mai mică, intră în faliment, chiar dacă a luat proiect european. Că nu-i garantează nimeni că să mai aibă obiectul muncii. Corect? Și o altă problemă extrem de importantă este procesarea. Sper ca în noua politică agricolă comună, ministrul să pună accent pe procesare. Fiecare fermier să-și proceseze există producția și măsură, să... Da. Dom'le, nu mai putem vinde materie primă. Până la fondurile de investiții, domnul Pană, vreau să vă spun că există o concurență acerbă între fermieri. Sigur. De nedescris, cu creșteri de arendă, da, nejustificate. Nejustificate. Da? Am auzit lucruri și s-ar putea ca într-un an, doi să plătească pentru chestia asta, pentru ceea ce se întâmplă. În goana de a lăsa, de a vă aduna pământ și vin cu arendă... A devenit un fel de licitație. Licitație, care e posibil ca într-un an să nici să nu facă producția care o dă arendă. Și mai ales acum, cu îngreșemintele, că vedeți. Orice rău, câteodată este și bine. Acum o să vedem... Deci, repet, sume foarte mari la arendă, nu spun eu, 2000 de kg de grâu, 10 milioane, 12 milioane, am auzit de 15 milioane pe hectar. Da. Nu știu pe ce s-or baza că când fac treaba asta. Deci asta legat de fonduri. Până vine fondurile, noi ne dăm la picioare singuri. Sigur că
un lucru care deranjează și pentru care eu am răspuns și eu cooperativă până anul acesta și am predat-o acum unui tânăr președinte. Asta de apropo de formele asociative. Mi-ați care spuneați dumneavoastră acum. Și am dat-o, se ocupă ca lucrurile să meargă mai departe. Sigur, încercăm să facem un lucru bun acolo legat și de de depozitări, de a vinde marfa împreună și așa mai departe, să o eficientizăm cooperativa. Dar eu am fost rugat de către membrii din cooperativă cu un subiect care mă obseda la un moment dat. De câte ori știau, aflau că avem ședință la centrul la LAPAR, și domne, fii atent, ridică iarăși problema asta. Și anume, vedeți dumneavoastră că zonele de favorabilitate în agricultură au fost, când au fost făcute acum 10 ani, 15 ani, când au fost făcute, în 2004. Da, au fost făcute pe genunchi și pe interese politice. Și nu numai eu, că de-aia mă și rugau să ridic problema care a rămas nerezolvată. Poate domnul ministru Chesnoiu, dacă vrea să facă dreptate și bunele intenții care le are, să o ia și pe asta spre rezolvare, poate să reanalizeze aceste zone de favorabilitate în România, pentru că nu sunt corecte. Deci eu am în zonă cel mai prost pământ al județului Telorman, din punctul meu de vedere. Nu mai spun cu sonde și ce e acolo, apă sărată și alte lucruri, dar ca fertilitate, că ați vorbit mult de subiectul ăsta, da? Și este în zonă favorabilă. Nu știu cum să... Iar s-a ajuns aici. Zone, da. Cum s-a ajuns aici? Cum zone, bun, haideți cum să luăm 10 secunde de publicitate și apoi să Lucica, revenim. Nu mai bă apă. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritecno. Bun, am revenit la agricultura, la raport. Cam asta e lista dumneavoastră, nu? Pentru Moș Crăciun și pentru anul 2022, da. Nu? Sunt multe. Acum, Ana, știți cum e, și Moș Crăciun nu le... Multe dorințe, poate... avem multe. Femeile exact, nu are sacul atât de mare pe cât vă au multe dorințe. Domnul Paraschiv, repede, că sunteți îmbrăcați și în roșu ca Moș Crăciun. Da, da. Colegii mei au arătat un mare cam ce mai ar fi doleanțele pe lângă, da? Eu, toate aceste lucruri se vor împlini dacă Dumnezeu are grijă de noi să nu mai repetăm un an 2020. Să ne ferească Dumnezeu iar de o criză alimentară, n-aș vrea să văd și în România ce am văzut în Turcia. Iar legat de aceasta, cele două aturi, legea creditului agricol și legea vânzării terenilor, oare guvernanții români nu se întreabă de ce sunt atâția străini care dau sume uriașe pentru terenuri? Oare nu siguranța asta alimentară interesează la un nivel înalt, iar pe noi nu interesează? Pentru că suntem țara care vindem cel mai ușor pământ străinilor. Pentru că negocierea de aderare a României la Uniunea Europeană s-a făcut în genunchi. Nu știm nici acum care au fost condițiile care s-au impus. Nu e chiar așa. Nu. Condiții care ca să negociez la UE, înainte de aderare, trebuie negociez cu o moștenire. Da, da. Dacă dumneavoastră Ungaria sunteți un om bogat, aveți forța să negociați cu Ungaria la masa bogată ca noi și uite, nu vinde terenul la... Da, dar Ungaria s-a... Nu, dar în primul rând că Ungaria nu a făcut... La Revoluție nu a făcut descentralizare, deci nu a desfințat IASE-urile și AP-urile. M-ați înțeles? Le-a lăsat societăți comerciale așa și le-a rentabilizat. Da, și i-a pus membrii cooperatori. Cum a fost societățile agricole pe legea 36? Păi eu sunt la legea 36, încă ținut. Suntem puținii care mai rezistăm. Ar trebui să fiți dat exemplu. Păi da, dar nu ne-a ajutat cu nimic și astea. Sunt multe de discutat. Vreau să spun de legea camerelor agricole, că azi se întârzie așa de mult. După părerea mea, și am mai spus la dumneavoastră, în jurul camerelor agricole se poate înființa acel fond mutual. Să nu mai stăm cu mâna întinsă tot timpul la guvernanți. Schimbările climatice nefavorabile sunt clare. Nu se mai poate discuta, este foarte clar că suntem, oricând ne paște o secetă ca în 2020. Înființarea unui fond mutual la nivel de județ și pe țară ne-ar ajuta și pe noi.
Da. Și o văd în jurul camerelor agricole, se poate. E greu prin de făcut. Cotizare fermierilor. Asta e pe sigur că fermierii nu-și plătesc cotizații la Asociația Profesoare. Lăsați să cotizeze. Una e când știi că fondul ăsta mutual n-o să ne dea, aduce... Ce... Da. Nu, sunt reticenți la plată. Ce? Eu aș fi făcut-o altfel. Dom'le, modelele trebuie luate din alte părți care funcționează bine. Dom'le, funcționează bine RCA-ul în România? E plătită toată lumea? De ce nu poate fi făcut și în agricultură? Da. Ai făcut un RCA la agricultură și ai terminat Vâlciu. Și nu trebuie să îi dă nicăieri. Ei de la firmele de asigurări. Dar să fie funcțional. Nu să vină ăla să zică, ia să vă la rapiță, scoate o plantă, ia să vedem câte silinghi ai, câte sunt. Și pe când face valoarea... Și face la... Da. E de discutat cu asigurările. Domnule, dar ce vreau, dacă îmi permite să vă completez un pic, că mi-e frică că se termină timpul. Domnule, în România, Adrian Chesnoiu, care a fost la AFIR, să nu uite de condițiile artificiale. Domnule, să pierd bani pe condiții artificiale în România. Ca să scrii un proiect trebuie să-ți mai iei nu știu ce în plus, nu mai știu ce trebuie să mai faci, care costă mult, care nu știu ce, că nu poți să faci vecinul lângă vecinul, ca aceeași fermă, deci condiții artificiale. De multe trebuie ori să scapă aceste condiții artificiale, le vezi după ce... Fiecare proiect, domnul Popa poate să ne spună, este imposibil să nu se fi lovit de problema asta. Păi cum să... Deci n-ai cum, trebuie să îți iei ceea de ce n-ai nevoie. Numai ca să îndeplinești anumite condiții. Sau nu am voie să fac nu știu ce, pentru că eu sunt lângă vecinul care face în același timp cu mine, sau am splitat eu ferma în trei ferme. Deci îmi creez, practic, niște condiții artificiale să pot să iau banii. Faci trei ferme de porci și despărțite de un gard un metru. Și după ce s-a terminat monitorizarea, rămâne o singură fermă. Deci astea, de fapt și de drept, trebuie discutate și el poate să o rezolve, pentru că a lucrat acolo și trebuie desfințate. Nu există în Polonia, în nicio țară. Astea sunt împotriva fermierilor români. E adevărat, dar știți ce trebuie să înțelegem noi și cred că știm cu toții lucrul ăsta? Că avem nevoie de stabilitate politică pe o durată cât mai lungă. Dar avem acum. Sigur. Bun, avem acum, dar asta e ideea, să dureze cât mai mult formula asta guvernamentală, încât oamenii ăștia să poată să-și ducă la bun sfârșit niște proiecte, că dacă se vor schimba iar la 6 luni, la 9 luni, la 10 luni, o să rămânem iarăși cu ele în aer, că politică cu termen lung noi nu prea am avut în România, din păcate. S-au schimbat miniștrii, cred că cel mai longeviv ministru al agriculturii a avut maxim 3 ani să conducă ministerul ăla, dacă a fost cam așa, a fost ultimul, cred că a fost domnul Daia, care a avut 2 ani și 6 luni, 7 luni. Pe Oancea, cred că a fost a 4. Cum? Oancea. La începuturi. Bine, da. Noi vom referi acum, după ce au venit subvențiile. După aderarea la Uniunea Europeană, asta e ideea. Că nu o să poată să facă nimeni, adică așa peste noapte. Ne dorim multe lucruri și sunt convins că ministrul chiar își dorește să facă, l-am văzut de fiecare dată, implicat, deschis și hotărât. Și un om energic care știe multe despre agricultură și vrea să facă multe, cred că are și susținerea necesară. Și lucrul ăsta, eu sunt convins că se va vedea în timp, dar e nevoie totuși de o perioadă mai lungă, de minim 2 ani, încât să poate să miște niște lucruri. Deocamdată are de reglat niște mecanisme rămase... Totul meu, noi nu avem PNS, nu avem... Despre asta vorbim. Gândiți-vă că trebuie făcut PNS-ul ăsta, suntem pe 22 astăzi, da? Până la sfârșitul lui. Domnul ministru e bine intenționat, eu așa îl văd. Da? Nu văd nimic fals în ceea ce a spus și mai ales că a început să-și facă ordine în propria ogradă. Deci a început cu începutul. Că noi, până la urmă, despre asta discutăm. Anumite lucruri care nu s-au rezolvat din comoditate, din nepricepere, din foarte multe lucruri. Vari motive. Ne-a consultat pe noi fermieri. Adică eu am participat la multe consultări. Sunt anumite lucruri, sunt normale, dar... consultat și adoptat ce la multe fost ministru sau foștii miniștri când vă consultau puneau și în practică ceea ce discutau? Nu, foarte multe au fost formale, ca să se zică că sunteți și noi băgați. A respectat procedura, practic. Bifa, da, procedura, dar bifa, da, deci este destul de încărcat Ministerul Agriculturii cu departamente, cu ca să poată să elaboreze programele și proiectele de care are nevoie țara și noi fermierii. Sigur, să fie făcute și cum trebuie și
Bun, nu mai avem multe minute. Eu, fiind astăzi în rolul Moș Crăciun, dați-mi voie să fiu eu Moș Crăciun, fiind emisiunea mea, vă mai acord fiecăruia dintre dumneavoastră maxim 2 minute. Puteți transmite un gând către colegii dumneavoastră fermieri, către români, către cei implicați în agricultură, fie în poziții de decizie, fie oameni ca și dumneavoastră. Domnul Paraschiv, vă încep cu dumneavoastră. Scurt, să mai repede, deci ca ministru, nou ministru agriculturii să poată să-și pună în practică, ar trebui ajutat de europarlamentari. Și le-aș aminti acestor domni europarlamentari că au ajuns acolo și pe votul fermierilor. Pentru toți românii de pretutinde, fie ca nașterea Domnului Iisus Hristos să le aducă liniște și pace, liniștea gândurilor și a sufletului. Iar bunul Dumnezeu să ne mângâie sufletele cu dumnezeiască mângâiere. Și la mulți ani pentru toată lumea. Eu aș vrea să le transmit factorul de decizie, adică ministerului, ministrului agriculturii, și să-și facă o echipă de profesioniști, pentru că doar specialiștii pot ridica agricultura la un anumit nivel, ceilalți pot învăța de la ei și fără asta nu o să reușească. Iar fermierilor le doresc, sau aș putea să le spun, nu le dau sfaturi, că nici eu nu-mi place să primesc sfaturi, dar aș putea spune să fie ponderați în investițiile de anul ăsta. Să fie echilibrați, să poată să jongleze cu prețurile așa cum își doresc la recoltare, astfel încât să nu iasă pe minus. Iar familiilor lor și a tuturor românilor le doresc sărbători fericite. Domnul Popa? Sigur că fiind la final de an, doresc tuturor românilor un an mai bun, fără șocuri, fără lucrurile care le-am petrecut în anul 2011, o viață mai liniștită, tuturor fermierilor să poată traversa perioada critică în care ne aflăm cu scumpiri și toate celelalte necazuri care lovesc și agricultura. Doresc, am toată încrederea în nou ministru, dacă va face ceea ce spune, îi dorim succes și doresc tuturor la mulți ani tuturor românilor. Domnilor, aceleași lucruri vreau să vi le transmit și eu, să aveți parte de un Crăciun liniștit, cu pace, cu sănătate, cu bucurii, să ne vedem în 2022 sănătoși în primul și în primul rând, că de fiecare dată sănătatea cred că e cel mai prețios dar pe care îl putem avea, și să avem parte de un an mai bun, de un an cu roade bogate și cu multă sănătate. Mulțumesc de asemenea celor de acasă, le transmit aceleași gânduri bune. Să ne vedem sănătoși. La mulți ani, români! La mulți ani, România!